toate lucrurile le-am făcut cu înțelepciune, cu răbdare și cu profesioniști. Alții abia au loc la câte o cafenea în oraș. Eu reprezint orașul nostru la Bruxelles, la Washington, la Londra, oriunde. Imaginați-vă că Angel Saligny a construit un proiect extrem de ambițios care a legat Dobrogea de patria mamă. În 4 ani de zile, la vremurile acelea, și noi ne chinuim din 2013 să-l vopsim. Astea sunt vremurile, să nu credeți că e cineva neapărat rău intenționat. Domnul primar, mă felicit că nu am fost ca politicienii nesăbuiți care au aruncat banii pe ghiocei, panseluțe și mai știu ce, ci an de an, pentru că viața nu a fost ușoară cu niciun primar, cu schimbările de politică fiscală, noi am făcut față, în permanență. Suntem orașul cu gradul de îndatorare cel mai mic din România. Vorbesc de municipiile, reședință de județ. Da, și ăsta e meritul meu. Că puteam să mă fac că nu știu că vin din spate procese precum Polaris, Finco, Gero, să mă fac că nu știu de ele și să pun panseluțe, să spunem, uite ce frumos e totul aici, doar că țipă cineva, hai să majorez bursele din ce în urmă cu 2 ani de zile nu existau burse. Toate lucrurile le-am făcut cu înțelepciune, cu răbdare și cu profesioniști. Din echipa mea sau din echipe cu care mă mândresc. Banca Mondială, BERD, NATO și așa mai departe. Asta înseamnă administrație. Aș putea să fiu toată ziua la ce televizor vreau. Credeți-mă că am invitații de la colegii dumneavoastră jurnaliști. Hai cu lupoaică, hai! Nu mă duc pentru că îmi place să stau aici să muncesc.